În episodul anterior am privit spre ideea de familie și am văzut că Dumnezeu este cel care a proiectat familia, respectiv căsnicia. De asemenea, căsnicia este actul lui Dumnezeu, deoarece el a fost primul tată care a dat, care a oferit o mireasă. Acest lucru îl vedem în Geneza, capitolul 2, cu versetul 22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul a făcut o femeie și a adus-o la om. Dumnezeu nu a creat femeia ca mai apoi să o ascundă și să lase pe Adam să o caute. A Dumnezeu a făcut-o și a adus-o. Într-un sens profund, Dumnezeu a fost Tatăl ei. Deși ea era lui Dumnezeu, în virtutea creației, Dumnezeu a dat-o bărbatului pentru a crea prima relație din lume, numită căsătorie. De asemenea, căsnicia este actul lui Dumnezeu, fiindcă el a adus-o în existență. Dar vedem în primul capitol din Geneza, cum Dumnezeu spune, iar ceea ce spune, este adus în existență. Dumnezeu a zis să fie Lumină. Și a fost Lumină. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Haideți să privim în versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Cine vorbește aici? Cel care a scris Geneza. Cine este cel care a scris Geneza? Domnul Iisus spune că Moise este cel care a scris. Iar Moise a fost inspirat de Dumnezeu. Astfel, ceea ce a spus Moise a fost de fapt ceea ce Dumnezeu a spus. Haideți să ascultăm cu atenție ceea ce spune Isus în Matei 19, versetul 4. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, da, Dumnezeu a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Domnul Isus spune că în Geneza 2 cu 24 este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Căsnicia este actul lui Dumnezeu deoarece, așa cum Dumnezeu a creat toate lucrurile prin faptul că a zis, tot așa prin versetul 24, înțelegem că El a creat și căsnicia prin faptul că a spus. Dumnezeu a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Ceea ce ne duce la al patrulea mod în... Care ne ajută să înțelegem că familia, căsnicia, nu este invenția noastră, ci este actul lui Dumnezeu. Se vor face un singur trup. Această unire este centrul căsătoriei. Este o unire pe care Dumnezeu însuși o realizează. Da, în versetul 24 vedem cuvintele lui Dumnezeu care, prin care este instituită căsnicia. Așa cum Dumnezeu a fost cel care a luat femeia din trupul bărbatului, tot așa Dumnezeu este cel care în fiecare căsătorie rânduiește și realizează o unire numită un singur trup. Domnul Iisus explică ideea aceasta în Marcu, în capitolul 10. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Atunci când un cuplu își exprimă jurămintele și își consumă jurămintele prin unirea fizică, Personajul principal nu este nici soțul, nici soția, nici păstorul, nici părinții, ci Dumnezeu. Dumnezeu se alătură unei căznicii, unui singur trup. Precum spune și Etlesiastul, fune ampletită trei, nu se rupe ușor. Dar Dumnezeu face asta. Dacă aveți o soție sau un soț, dacă sunteți împreună, este harul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu face asta. Lumea nu știa aceste lucruri. De aceea acesta este unul dintre motivele pentru care căsătoria este luată ca o joacă, ca un lucru simplu. Problema este că adesea creștinii se comportă de parcă nu știu aceste lucruri. De aceea căsătoria nu este văzută așa cum ar trebui văzută, ca fiind o minune. Dar dorești să vezi minuni? Dumnezeu încă face minuni, Dacă căsătoria este o minune. Iar dacă noi nu avem ochi să o vedem astfel, haideți atunci să ne aprofundăm și mai mult în Scripturi. Dar căsnicia este una dintre creațiile lui Dumnezeu. O creație complexă cu un design perfect. Până aici am înțeles că ideea fundamentală a căsniciei este aceea că Dumnezeu a realizat și realizează căsnicia, dar este actul lui. Însă scopul ultim al căsniciei nu este fericirea bărbatului, nici fericirea femeii. Și din Biblie învățăm că familia există, căsnicia este pentru gloria lui Dumnezeu. Este un instrument care aduce gloria lui Dumnezeu. O metodă prin care îl putem glorifica pe Dumnezeu. Căsnicia a fost proiectată pentru a orlindi chipul lui Dumnezeu, dar pentru a reflecta gloria lui. Modul prin care putem vedea cel mai clar acest lucru este prin a conecta versetul 24 din textul nostru cu Efesim 5. Dar în Geneza, capitolul 2, Dumnezeu spune De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur drum. Ce fel de relație este aceasta? Cum sunt cei doi lipiți unul de celălalt? Dacă sunt lipiți, dacă sunt una, mai pot să meargă de la soț la soț? Relația este înrădăcitată doar în romantism, doar în dorință sexuală, doar pentru a nu fi singur și pentru ca cineva să -ți țină de urât? Ce înseamnă că se vor lipi unul de celălalt? Ideea de acolo se va lipi, se vor face un singur trup, indică spre ceva mult mai profund și mai permanent decât recăsătorile în serie și adulterile ocazionale. A rămâne căsătorit nu implică a rămâne îndrăgostit. A nu ai la bază sentimente volatile. Dragostea este o poruncă, nu doar un sentiment. Lumea romantică a muzicii și a teatrului a transformat dragostea în ceea ce e azi. Am confundat-o cu frumusețea, cu farmecul, cu sensualitatea și cu atingerea până i am răpit cea mai importantă mare, aceea de a prețui și de a porta de grijă. Ceea ce indică acele idei acolo este că familia, căsnicia, este un legământ sacru înrădăcinat în legăminte ale angajamentelor. Însă ideea aceasta este doar implicită în text, doar reiese. Însă aceasta devine explicită doar atunci când misterul, taina căsniciei ne este revelată. Efesen, capitolul 5. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Cu alte cuvinte, căsnicia are ca șablon, este modelată după legământul pe care Hristos l-a făcut cu biserica sa. Hristos a văzut pe el ca fi mirele care vine după mireasa sa, adevăratul popor al lui Dumnezeu. Pavel știa că slujirea lui era aceea de a aduna mireasa, care este adevăratul popor al lui Dumnezeu, care se încrede în Hristos și să ne logodească cu el. 2 Corinteni, capitolul 11, căci sunt gelos de voi cu gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișeze înaintea lui Hristos, ca pe oficioară curată. Hristos a știut însă că trebuia să plătească Zestrea cu propriul sânge pentru mirea sa lui răscumpărată. Iar el a numit această relație nouă legământ. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, spune că acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Hristos a obținut biserica, mirea sa, prin sângele lui și a făcut un legământ nou cu ea. O căsnicie care nu poate să fie destrămată. Acesta este scopul fiecărei căsnicii din biserică. Să, să, reflecte, să ordindească Evanghelia. Cel mai măreț lucru pe care îl putem spune despre căsnicie este acela că aceasta există pentru a proiecta gloria lui Dumnezeu. Pentru a reflecta slava lui. Dacă sunteți căsătoriți, sunteți pentru ca prin căsnicia voastră să glorificați pe Dumnezeu. Acesta este adevărul pur și simplu.